Dacă avem posibilitatea să folosim un proiect. Ah, bun, da. Cred că acela ar fi cel mai bun proiect. Și vă spun și de ce. Azi? Am aici și, da, niște mai multe acele proiecte. Mergând la mănăstire la Trezime, pe lumea în care Părintele Valerian, și lumea de exunele dintre aceste proiecte. Și după ce a avut o parte dintre ele, dumneavoastră a expus că, sigur, la comentariile pe care dumneavoastră le-a făcut și pe care eu le-am găsit absolut de neate, am venit să dau și o repă. Dumnezeu mi-a spus așa, cel care prezintă un asemenea proiect, tot ceea ce are de spus până în acel proiect, după aceea este bine să tacă. Unul dintre aceste proiecte, de exemplu, se numește Terestre. Și am pornit de la ideea în care am fotografiat diferite terestre. Am pus într-o anumită succesiune și am și numit acel nivel ăsta. Părintele Valerian a spus că greșeala pe care am făcut-o a fost tocmai aceea că am numit acel nivel ăsta. Pentru că în felul acesta am luat posibilitatea celor care vedeau ferestrele să rămânească lumea lor. Este adevărat că în orice Thank you.
este relativ destul de simplu.